Am făcut un joc bun astăzi. Atâta pot spune. Am avut mentalitate. N-am renunțat când am fost conduși. Jucătorii au jucat aceeași partitură. N-am aruncat minci. Am făcut o propagandă bună fotbalului. Am crezut până în minutul 90 că jucând combinativ, construind atacuri poziționale în terenul adversarului, va veni și golul. Și a venit. Cred că am fost superiori astăzi. Ca joc, am întâlnit o echipă harnică, determinată, care atâta nu se întinde mai mult decât este plapuma. Joacă bine ceea ce știe să joace. Sunt agresivi și determinați. Sunt cravașați bine de Poenaru și era foarte dificil să-i scoatem. Dar am reușit. Poate dacă marcam mai repede, altul era rezultatul. Cred că și finalul ne-a aparținut, că puteam să și învingem pe final. Important este că fizic am fost bine, mental am fost bine, ne construim. Eu vreau să ajungem la o complexitate tehnico-tactică, fizică și mentală și la o polivalență a jucătorilor care să schimbe din 4-4-2 în 3-5-2, în 4-2-3-1, în 4-5-1, pentru că în funcție de adversar nu poți să joci cu toți adversarii la fel, iar chestia asta necesită timp. Nu se poate face de miercuri până joi, am spus minim 6 luni. Cred că în 6 luni de zile, mențin părerea, vom fi o echipă puternică. Important este pentru televiziuni, pentru media, pentru oameni, pentru spectatorii care vin și plătesc niște bilete la meci, chiar dacă acum nu, dar se va termina și cu chestia asta, să aibă niște echipe care să aducă fotbalul spectacol și să nu se închidă pe două linii și să joace destructiv, că de fapt fotbalul este al lui Messi și al lui Ronaldo, al lui Xavi și al lui Iniesta, al lui Platini și al lui Maradona. De fapt, lumea pentru asta vine la fotbal, să nu vadă doar niște încrâncenări duse la paroxism. Și noi asta încercăm să jucăm. Din ceea ce vă doriți dumneavoastră pentru Academica, în procente, cam cât la sută este în acest moment ce așteptați de la jucători? Noi nu suntem nici la 30% din ce vreau eu. Dar suntem bine. După o lună de lucru, suntem bine. Foarte frumos! Mulțumim! Frumos!